Astăzi foarte multe constituții europene statuează acest principiu al autonomiei universitare. Există principiul ăsta statuat în Constituția României. Dar există și în alte constituții din jur, în Italia, de pildă, sau în Spania, se vorbește de autonomie universitară în Constituții. Deci, iată, e un principiu atât de puternic încât a fost deja ridicat la rang constituțional, ca să spun așa. Așa cum bine spuneați, autonomia universitară se referă în mod special la capacitatea universităților, la dreptul universităților de a își reglementa treburile interne, cele care țin de personal, cele care țin de finanțe, cele care țin de organizarea proceselor de educație, ele însele, după principii și reguli interne, mai degrabă decât prin aplicarea unor reglementări foarte, foarte restrictive care vin de la stat, de la guvern.